că nu se vede nimeni în această curte. Și nici în casă nu se zărește nimeni. Intrăm aici. Cât de plictisitor să stai în casă. Și afară, bă, plouă, bă, soare, bă, vânt. Adi undeva. Unde undeva? Spre exemplu, la tobogane. După ploaie? Doar să le ștergem topoganele cele. Atunci mergem la înghețată. Bine, voi atunci la înghețată, iar eu la o ciocolată caldă. Hai! Hai! Aceasta trebuie să o golim complet. Doar că foarte atent. Este înguiat. Stai că rezolvă la noi. Ce vrei să faci? Scot cheia! Este! Așa, și are băieților? Ai pus casa pe alarmă? Eu doar o încui. Un pas încolo și altul înapoi. Dar trebuie să ne asigurăm că nu este nimeni în această casă. Ai dreptate! Să ne punem în funcțiune planul nostru. Vecine! Ești acasă? Am venit să-mi împrumut niște soare. Vecine! V-ați scurat centurile? Să-mi... Dar stai că am uitat să iau din casă rucsacul. Da, lasă, mă descurc și fără ea. Așa. Totuși nu-i nimeni acasă. Oh, frigider! Ia să vedem, este ceva aici. Oh, e plin! Ne ajunge pe o perioadă bună de timp. Ne adăpostim aici, până poliția pierde urmele noastre. Da? Ține. Mulțumesc! Hai să inspectăm casa. Oare ce putem noi lua de aici? Orice! Uite câte au! Ia vino după mine! Dar ce-i cu dubița asta? Lângă casa noastră? Și numărul e straniu. Acesta cu siguranță încape la noi în mașină. Stăpânii cred că au plecat în vacanță, iar când se vor întoarce, vor avea o surpriză foarte frumoasă. Ce masă faină! Am obosit atâta să fugim de poliție. Ne odihnim puțin și ne apucăm de treabă. Da. Ai auzit? Telefon sau la ușă? Nu, este un telefon. De unde oare se aude? De aici? Nu. Nu înțeleg. Unde mai este o cameră? Cred că de aici! Hai să vedem! Se aude din ce în ce mai puternic! Într-adevăr! Aici!
Ce ai făcut? Mircea, Matei și Dumitru, ultima perioadă v-ați comportat cam obraznic. Ne-am gândit să vă trimitem vouă o dădacă. Ea va ajunge la voi în câteva clipe și vă rog să o ascultați, căci de altfel vă trimitem două. Dădacă! Abia am reușit să ne acomodăm, dar vin invitați. Da, trebuie să facem tot posibil să scăpăm de ea. Tu ce ai în vedere? Nu, va fi mai grav. Fii atentă. Poliția încă mai patrulează. Ai, nu mai plângeți atâta. Știu eu un loc unde se vine înghețată anul împrejur. Și iarnă, și vară. Sigur nu putem ieși de aici. După de altă parte, cu ce suntem noi mai rele decât o dădacă? Ce, nu putem să ne descurcăm cu trei mucoși? Dar ce fel de dădacă poartă așa haine? Sigur ne vor deconspira. Trebuie să ne schimbăm într-adevăr. Hai să căutăm, poate găsim ceva în casa asta imensă. Hai. La etaj. Poate găsim vreo cameră, vreun dressing? Sigur! Să intrăm aici! Da! Zici că-i garderoba unei prințese! Și alb, și verde, galben, și roșu! Roșu! Da! Numai că nu știu dacă găsim ceva de mărimea noastră! Mucoșii ăștia sunt cam mici! Hai să mai răscolim prin casă! Mergem în altă cameră. Văd că sunt multe. Da. Ce gusturi de ochiate. N-am nimic ce alege de aici. Toate sunt mici. Să caut în alt drap. Și mărimea mi se potrivește. Dar să caut și o pereche de pantaloni. Hai, caută, caută! Mă duc eu să găsesc ceva de mărimea mea. Aici, sigur, e un copil. Succes! Nu-mi place culoarea? Cu furicele? Ce sunt ăștia? Am găsit! Pare scumpă. Iată și dulap. Aici. M-am plictisit de culorile astea. Ia să caut altceva. Nu. Cu aceasta mă îmbrac. Ce sunt ăștia? Pijamale? Nu, cu siguranță. Trebuie să-i probez. Eu gata, m-am îmbrăcat! Dar dacă ei vin acasă și văd dezordinea asta, sigur își vor da seama că cineva a răscolit prin dulapuri. Să le pun înapoi! Așa! Cam mă strâng și îmi sunt incomod! Și pe ce este să le bag în geantă? Nu trebuie să le vadă nimeni. Le pun în geantă. Chiar sunt incomozi pantalonii ăștia. O farfică. Să-mi toi. Să-mi fie mai comod. Știi? Așa fii și găsești la orice colț de stradă. Așa și ce vrei să spui cu asta? Dacă ne văd, ne vor recunoaște deodată! Trebuie să ne schimbăm înfățișarea! Păi asta am făcut-o zi de zi! Suntem experți! Ia să vedem ce avem aici! Ce? Hai, scoate și tu! Da! Privește aici! Și eu! Eu zic că masca e o exagerare! O perucă e suficient!
Acum sunteți mulțumiți? Haideți spre casă. Mi-am strâns și eu părul, iar acum îmi pun peruca. Aha, și eu? Oh, blondă! Cum ți se pare? Eu cred că ne-am deghizat perfect! Ia să vedem ce mai iau ei prin casă. Hârtie igienică. Trusă cu cosmetică. La băieți trusă cu cosmetică? Ia să vedem fond de ten. De toate și nu numai. Hai să deschidem. Tu te machiezi? Da. Îmi iau un ruj. Adevărate bune. Roșu. Așa. Gata. Suntem pregătite să educăm copiii. Da. Stop. Gențile trebuie să le ducem undeva. Nu putem să rămânem cu ele. Să le ascundem. Hai acolo. Aici este cel mai bine. Nu găsesc ei cu una cu două. Hai. Casă mare, folos puțin. Aici a rămas doar gaura de la covrig. Ce mai e și asta? E bună! Totul e gol aici! Cum să nu ai nimic prin sertare? Liniștește-te! Cineva se aude! Iarăși tu! Chiar ești fricoasă! Ba nu, sigur! Mă duc să văd! Du-te! Cine are Iatiușa? Opa! Nu am înțeles, dar ce caută oamenii străini la noi în casă? Eu chem poliția! Imediat! Nu trebuie poliția! Stop! Voi chemați bonele și voi le alungați? Bone? Da, pentru că am înțeles, ultima perioadă nu prea ați ascultat. Ce-i drept ne-au spus, că dacă vom fi obraznici, ne vor aduce o dădacă. Cred că am fost prea obraznici. Au adus chiar două. Și voi de ce nu sunteți acasă? Pe unde umblați? Noi am fost la o plimbare în parc. Stai că acum o să zic că să lăsăm dulcerile. Ce să facem acum? Nu mânca una, nu mânca alta. Take it easy, băieți. Nu vă faceți griji în privința asta. Dacă așa, atunci este bine. Apropo, dar cum ne cheamă pe dădacile noastre? Bunele. Cum cheamă dădaca? Bona? Aca. Și Ona. Dădaca Aca și Bona Ona. Ce nume? Aca, Ona. Atunci, hai să mergem. E mult mai simplu decât am crezut. Sunt foarte naiv și credul. Da. Sunt faine dădacile noastre. Da. Dar mie mi se par strani. Au tatuaje, cicatrici pe față. Moderne. Ai văzut? Știu și engleza. Hai băieți, arătați ce ați cumpărat. Serviți-ne și pe noi. Banane uscate. Biscuiți. Alune și stic. Poftim, serviți? Auzi, băiete, dar tu de unde ai învățat să arunci așa cu mâncare în fața oaspeților? Scuzați, nu se mai repete. Aduc acuși niște farfurii. Nu e ce mai. Avem oaspeți? Poliția. Eu cred că altcineva. Mă duc să văd. Stop, nu pleca. Tu ceva ziceai acolo de farfurii? Lasă că ne descurcăm noi! Parcă stau liniștiți, încă nu au priceput nimic. Vezi, să nu te sperii dacă e poliția, să nu dăm de bănuit. Bine.
Ai rândul, Nico! Curaj! Ok. Tu cine ești? Ce cauți aici? Cum cine? Eu sunt Dădaca! Pentru băieții din familia Mirimi! Așa și mă gândeam! Noi, te Dădaca, nu avem nevoie! Cum nu aveți nevoie? Voi m-ați chemat și acum ce să fac? Am refuzat la clienți foarte importanți! Auzi, Cucoană, ți-ai luat tâlpășița și ai fugit de aici! De altfel va fi rău cu tine! Cum așa ceva? Data trecută a fost foarte bine! Avem chiar câteva milioane de vizualizări! Atunci a fost atunci! Acum e altceva! Hai, pa! Am scăpat ușor! O, poftim la masă! Ce era acolo? Da? Ei, un sondaj social! Câteva întrebări și am răspuns. Ce sunt astea? Banane uscate? Da, astea? Aca, dar ce tatuaj ai acolo pe mână? Ăsta e castelul în care am trăit până acum! Îți place? E cam fioros! Mai mult seamnă cu o pușcărie! Nici să nu aud acest cuvânt de la voi! Dar, Oana, ce tatuaj ai acolo? O bombă? Da, îmi place foarte mult! Așa am fugit odată trecută! Este un joc! Da, și ce v-ați legat atâta de noi? E să vă întrebăm pe voi ceva! Nu ne place să ne jucăm? De-a polițiștii! Care pun hoții la închisoare! Dar vouă? Dar nouă ne place jocul A-C-S-O! Și în care ne vom juca chiar acum! A-C-S-O? Prima dată aud așa joc! E vreun joc cu strategii de armată ceva, nu? Nu! Ade, cel mai scump obiect! Challenge! Da, challenge! Hai, chiar acum! Adică noi să aducem cel mai scump obiect? Eu deja am plecat să-l caut! Ce vreau? Copiii ăștia ne vor ușura munca cu mult! Opta! Este cel mai vechi tablou din casa noastră! Vai, e cel mai scump! Oh, știu ceva foarte scump! Mai scump nu există! Da, faină idee! Data trecută, ții minte, ne-a ajutat foarte mult! Am găsit pantalonii mei! Pantaloni? Poate sunt Dolce & Gabbana sau Armani? Nu e patrulă! Patrulă? Și ce, sunt scumpi? Da, foarte greu găsesc! Da! Băiatul ăsta nu a înțeles jocul. Să vedem ce aduc și ceilalți. Ia priviți ce am adus eu. Operă de artă. Operă, zici? Da, ne place opera. Cât costă? Nu costă nimic. Bunielu a pictat-o. Bunielu? Poate îl cheamă Picasso? Nu, îl cheamă Moș Vasile. Moș Vasile. Eu cred că ei un pic sunt întârziați. Stați un pic! Ei nu se pricep la nimic! S-a găsit măcar unul! Hai, ce ai acolo? Este butonul nostru de argint! De argint? Ăsta s-a priceput din prima! Ia să-l vedem mai de aproape! Într-adevăr! Nu-i de argint, doar așa se zice. Așa arată culoarea. Da. Dar de aur nu aveți nimic? De aur? De aur este foarte aproape de noi. Doar un pic trebuie să ne ajute cei care ne privesc să se abâneze. Și atunci îl obținem și mai mare. Și galben de aur. Și cât trebuie să așteptăm ca să vină ăla mare și galben? Cum cât? Așteptăm să se aboneze cei care ne privesc. Am înțeles. Acum alt joc. Curățenie.
Curățenie? Ce fel de joc e ăsta? Probabil este o abreviere de-a lor. Niciun fel de abreviere. Chiar e curățenie generală. V-ați distrat? Iarăși curățenie? Da, da, și lustruiți absolut tot ce e scump în casa asta. Să nu fie niciun praf. Noi verificăm. De la început arătați atât de cool. Dar acum... Curățenie! Hai, Matei, te-ai tolănit pe patrul ăla. Da, da, și luați-vă izmenile. Și răschitura asta de tablou. Nu se pricep nimic în artă. Ce fel de vioză este asta? E scumpă? Aceasta e din China. Mami a făcut comandă. Dacă e din China, ce mai ștergi? Mai bine dă jos draperiile. Trebuie să le duc la curățătorie. Piciu, dar la tine ce e aici? Un calculator? Da, este al meu. Atunci dă-l încoace. Ai câștigat challenge-ul? Ce-a câștigat? Ai câștigat să nu mai faci curățenie mai departe! Ha! Iar eu pe acesta îl duc la mine în cameră. De ce? Aici este locul lui. Știți ce? Voi, când alergați pe aici prin casă, puteți să-l dați jos. La mine în cameră este în siguranță. Unde-i lungăul ăla? Cu el trebuie să fiu mai atentă. Dar tu cu ce te ocupi acolo? Șterg tăcămurile. Nu cumva sunt din argint? Nu, sunt de linguri simple. Atunci de ce le mai șterg? Ți-am zis, doar lucrurile scumpe. Dar ce importanță are? Lingură ca lingură. Auzi, hai nu te mai supăra. Dar aparatul ăsta ce mai este? E pentru prăjit pâine. Dimineața facem micul dejun. Pregătim câte sandwich. Atunci du la mine în cameră. Trebuie să-l ducem la reparație. De ce? Azi dimineața prăjit pâine perfect. Știi ce? Cât pe ce să mă electrocuteze? Trebuie să-l ducem la reparație urgent. Trebuie să mă gândesc la siguranța tuturor din această casă. Dar eu vă spun, era funcțional și a rămas identic cum a fost astăzi. Tu mai puțin cu vorba, vreau fapte. Hai, ia stălpășița de aici și du-te. Mă duc, dar era funcțional. Uite la el, nu-i mai toace gură. Eu am grijă. Funcționați dimineață. Și laptopul este aici. Da, este defectat, trebuie să-l repar. Și el e defectat. Ce se întâmplă la noi în casă? Da, probabil ceva joacă curentul electric la voi în casă. Doar draperiile, de ce le-ați scos? Trebuie să le ducem la curățătorie. Au praf mult pe ele și faceți alergie. Cum? Abia le-am pus. Ei, tălăbură, ia-mi pișcu de aici. Prea multe întrebări pui. Eu sunt bun aici, nu tu. Dar de ce vă supărați? Așa suntem noi. Vrem să aflăm mai multe, să cunoaștem. Ăsta lung pe mine mă nervează. Pe mine și mai mult. Bunele astea se nervează de la nimica toată și au un comportament diferit de alte dădeci. Da, am nimerit ca musca în lapte. Și plus la toate, le aduc ei singuri aici. Chiar dacă pun prea multe întrebări. Dar fii atentă ce vecini au ei pe aici. Putem să-i curățăm și pe ei. Sigur nu-s acasă. Dar cum să verificăm? Noi nu putem ieși din această casă. Poliția ne paște. Dar eu am o idee. Un plan mai vechi.